Știrea din Sfânta Evanghelie pentru această duminică este din Evanghelia Sfântului Luca de la capitolul 18. Slavă ție, Doamne! A spus această parabolă unora care se credeau în sine drepți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni au urcat la templu ca să se roage. Unul era fariseu, iar celălalt vameș. Fariseul, stând în picioare, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hăpăreți, nedrepți, adulteri, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din ceea ce câștig. Vameșul, în schimb, stătea departe, nici măcar nu îndrăznea să-ți ridice ochii spre cer. Își bătea pieptul zicând: Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul. Vă spun că a coborât la casa lui îndreptățit mai degrabă acesta decât celălalt, căci oricine se înalță pe sine va fi umilit și cel care se umilește va fi înălțat. Aceasta este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Slavă lui Iisus Hristos! Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Dragii mei, pilda aceasta a fariseului și a vameșului veniți la templu este indiscutabil unul dintre cele mai cunoscute pasaje ale Cuvântului lui Dumnezeu. Este o imagine minunată a distinției dintre mântuirea prin fapte și mântuirea numai prin credință. Adică o imagine minunată a distinției dintre lege și Evanghelie. De asemenea, pilda aceasta are rolul să corecteze o eroare care a pus stăpânire pe foarte mulți creștini. Eroare care a afectat și afectează biserica din toate timpurile. This parable of the Pharisee and the tax collector coming to the temple is one of the most famous passages of the Bible. It is a wonderful picture of the distinction between salvation by works and salvation by faith alone. That is a wonderful picture of the distinction between the law and the gospel. Also, this parable has the role of correcting an error that has taken hold of many Christians, an error that has affected and affects the church from all time. Scriitorile credincioșilor din Corint, Sfântul Apostol Paul, avertizează întreaga creștinătate prin cuvintele care spun în 1 Corinteni, capitolul 10, astfel: cel care crede că se ține pe picioare, să vadă, să nu cadă. Un astfel de avertisment răsună și în paginile Vechiul Testament, acolo unde înțeleptul împărat Solomon spune, inspirat de către Duhul Sfânt în Proverbe, la capitolul 16, astfel: înainte de zdrobire este îngânfarea și înaintea prăbușirii este semeția Duhului. Writing to the church in Corinth, Paul warns Christianity with the words that say here in 1 Corinthians chapter 10, therefore, let anyone who thinks that he stands take heed, lest he fall. Such a warning also echoes in the pages of the Old Testament, where King Solomon, inspired by the Holy Spirit, says in Proverbs chapter 16, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Aceste avertismente ne spun faptul că cel mai mare dușman al nostru nu este acela care vine din exteriorul nostru, precum sunt bolile, falimentul sau chiar diavolul. Astfel de lucruri provoacă suferințe chiar foarte mari, însă ele nu reprezintă un pericol la fel de devastator pentru creștini, precum este pericolul care vine din interiorul său. Duhul Sfânt ne atrage atenția asupra pericolului de a ne încrede în noi înșine, spunând prin gura Sfântului Profet Ieremia la capitolul 17, astfel: mai înșelătoare decât toate este inima și de nevindecat. Cine poate să o cunoască? These warnings tell us that our greatest enemy is not one that comes from outside of us, such as disease, bankruptcy, or even the devil. Such things cause great suffering, but they are not the devastating danger to the Christian as that which comes from inside of him. The Holy Spirit draws our attention to the danger of trusting in ourselves, saying through the mouth of the prophet Jeremiah in chapter 17, the heart is deceitful above all things, and desperately sick, who can understand it?
Cuvântul lui Dumnezeu ne învață faptul că în fiecare creștin are loc un permanent conflict între vechiul Adam și omul cel nou născut prin botez. Sfântul Apostol Paul descrie această luptă permanentă, spunând în Roman capitolul 7 astfel: după omul lăuntric îmi găsesc plăcerea în legea lui Dumnezeu, dar văd o altă lege în mădurelarele mele, care luptă împotriva legii minții mele, și mă ține sclav în legea păcatului care este în mădurelarele mele. Carnea aceasta păcătoasă, sau vechiul Adam din noi, este cel mai mare dușman al nostru, deoarece caută mereu și mereu să plece urechile, să plece urechea la ispitele diavolului. The Word of God teaches us that in every Christian there's a permanent conflict between the old Adam and the new man born through baptism. Paul describes this permanent struggle, saying in chapter 7 of Romans, "For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law, waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members." This sinful flesh, or the old Adam in us, is our greatest enemy because it always seeks to give ear to the temptations of the devil. Iar ispitele diavolului, dragii mei, sunt de două feluri. Diavolul ne ispitește ca să încălcăm legea lui Dumnezeu, dar tot el ne ispitește și să credem învățături false, învățături care nu vin de la Dumnezeu și care ne conduc pe un drum care are ca destinație întoarcerea noastră în robia nemiloasă a păcatului, a morții și a diavolului. Învățătura eronată pe care diavolul ne ispitește cel mai mult să o credem este aceea care face din legea lui Dumnezeu o cale spre îndreptățirea omului, adică învățătura care vorbește despre mântuire ca despre un sinergism între credință și fapte. The devil's temptations are of two kinds. He tempts us to break God's law, but also to believe false teachings, teachings that do not come from God, and that lead us down a path that has its destination, as its destination, our return to the merciless slavery of sin, death, and the devil. The most evil teaching that the devil tempts us to believe is one that makes the law a way to justification. That is the teaching which speaks of salvation as a synergism between faith and works of obedience to the law. De aceea, dragii mei, pentru biserica adevărată, învățătura despre distinția dintre lege și Evanghelie este o învățătură fundamentală, care stă strâns legată de învățătura despre mântuirea numai prin credință. Cele două învățături stau să se prăbușesc împreună, deoarece afectarea chiar și în cel mai mic detaliu al uneia dintre ele o va afecta radical pe cealaltă și îl va conduce pe om pe un drum care are ca destinație întoarcerea sub condamnarea și blestemul lui Dumnezeu. Therefore, dearly beloved, for the true church, the distinction between the law and the gospel is a fundamental teaching that is so closely related to the teaching concerning salvation by faith alone. These two teachings stand or fall together because affecting even the smallest detail of one will radically affect the other and lead man down a path destined to return under the condemnation and curse of God. Distinția dintre lege și Evanghelie predă faptul că legea nu este calea spre mântuire. Aplecându-ne asupra legii lui Dumnezeu, descoperim faptul că orice om care se încrede în propriile sale fapte se află sub blestemul lui Dumnezeu. După cum ne spune Paul în Galateni capitolul 3, cei care se bazează pe faptele legii sunt sub blestem. De ce acest lucru? Deoarece legea nu acceptă niciodată jumătățile de măsură. Legea ne cere să trăim o viață de perfectă ascultare. Dumnezeu însuși ne spune în lege, după cum citim în Levitic 20, voi să fiți sfinți, căci eu, Domnul, sunt sfânt. Mai mult, pretențiile cu privire la sfințenie nu sunt unele pe care noi le trasăm, ci sunt cele pe care Dumnezeu însuși le trasează în dreptul nostru. The distinction between law and gospel teaches that the law is not the way to salvation. Leaning on the law of God, we discover that any man who trusts in his own deeds is under the curse of God. As we read in Galatians 3, for all who rely on works of the law are under a curse. Why is this? Because the law never accepts half measures. The law requires us to live a perfect life of obedience. God himself tells us in the law, in Leviticus chapter 20,
You shall be holy to me, for I, the Lord, am holy. Moreover, the rules for holiness are not ones that we set, but are those that God himself sets. Împăratul Solomon vorbește astfel în Proverbe la capitolul 1. Frica de Domnul este începutul cunoașterii. De aceea, biserica noastră învață faptul că legea este un dar binecuvântat. Legea este necesară mântuirii, deși nimeni nu va fi vreodată mântuit prin lege. Dragii mei, aceasta nu este o contradicție, ci este un paradox, deoarece acolo unde nu există moarte, nu poate exista nașterea din nou. Iar legea este unealta prin care Dumnezeu îl dezbracă pe om de autodreptățirea sa și ucide în acesta stima de sine. Complet gol înaintea lui Dumnezeu, tot ce rămâne omul este frica de Dumnezeu. Pentru că, spune Sfântul Apostol Paul în Roman, capitolul 1, mânia lui Dumnezeu se revelează din cer asupra oricărei nelegiuiri și nedreptăți a oamenilor. King Solomon says, Proverbs chapter 1, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Therefore, our church teaches that the law is a blessed gift. The law is necessary, although no one will be saved by the law. This is not a contradiction, but a paradox, because there is no death. Because where there is no death, there can be no rebirth. The law is the instrument by which God strips man of his self-righteousness and kills his self-esteem. Completely empty before God, all that remains for man is the fear of God, because Paul says in Romans chapter 1, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Atunci când omul ia în serios legea lui Dumnezeu, încrederea în propria persoană este ucisă. Omul înțelege faptul că nimic bun nu locuiește în el, deoarece spune Scriptura, în Roman capitolul 3, prin lege vine cunoașterea păcatului. Legea nu este în sine ei un blestem, deși ea îl pune pe om sub blestemul lui Dumnezeu. Din contră, în Roman capitolul 7, Sfântul Apostol Paul spune, legea este sfântă, iar porunca este sfântă, dreaptă și bună. Dar legea nu este sfântă pentru că este calea spre mântuire, ci pentru că ea este o unealtă sfântă prin care Dumnezeu ucide sufletul mândru de sine. Unealtă prin care noi suntem făcuți să strigăm către Dumnezeu cuvintele pe care le găsim în pericopa noastră și care spun, Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul. When man takes God's law seriously, his self-confidence is killed. Man understands the fact that nothing good dwells in him because, as Scripture says, through the law comes knowledge of sin. The law is not in itself a curse, although it places man under the curse of God. On the contrary, Paul says, so the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. The law is holy not because it is the way to salvation, but because it is a tool through which God kills the self-proud soul. The tool through which we are made to cry out to God with the words, God be merciful to me, a sinner. Evanghelia, în schimb, ne spune faptul că Dumnezeu nu va abandona niciodată sufletul zdrobit de lege. Psalmistul ne spune în Psalmul 34 astfel, Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. În Evanghelia lui Hristos, Dumnezeu ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său un născut ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Evanghelia Domnului Iisus Hristos este cea care ne aduce o salvare care vine din afara noastră și care nu este deloc dependentă de faptele noastre, fie ele bune, fie ele rele. Este o mântuire care vine de la Dumnezeu doar și în Hristos. The Gospel of Christ tells us that God will never abandon the soul crushed by the law. The psalmist tells us in Psalm 34, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. In the Gospel of Christ, God tells us that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. The Gospel of our Lord Jesus Christ is one that brings us a salvation that comes from outside of us and that is not at all dependent on our deeds, be they good or bad. It is salvation that comes from God only in and through Christ. Evanghelia este despre acea mântuire
despre care vorbește Sfântul Profet Ieremia atunci când spune la capitolul 17: vindecă-mă, Doamne, și voi fi vindecat, mântuiește-mă și voi fi mântuit, căci Tu ești lauda mea. Evanghelia lui Hristos este cea care ne ridică ochii de la noi și îi orientează spre Hristos. Evanghelia lui Hristos este glasul lui Hristos care vine și ne invită să ne bazăm pe mila și pe harul lui Dumnezeu. Credința la care ne cheamă Evanghelia lui Hristos este cea care spune, conform lui Luca, capitolul 7, spune un cuvânt și sufletul meu va fi vindecat. The gospel is about that salvation that the prophet Jeremiah speaks of when he says, heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. It is the gospel of Christ that lifts our eyes from ourselves and directs them to Christ. The gospel is the voice of Christ that comes and invites us to rely on God's mercy and grace. The faith to which the gospel of Christ calls us is one that says, say a word, and my soul will be healed. Legea și Evanghelia sunt unelte prin care Hristos ne cheamă de la o încredere în noi înșine, la o încredere în Dumnezeu, în mila și în harul Său. În același timp, legea și Evanghelia ne cheamă de la mândrie spirituală la smerenie spirituală. Ne cheamă să ne încredem în iubirea lui Dumnezeu și să spunem asemenea femeii cananite în Matei capitolul 15: Doamne, dar și căței mănâncă fimiturile care cade pe masa stăpânilor lor. Căci Evanghelia lui Hristos ne spune în Proverbe capitolul 3 astfel: celor umili Dumnezeu le dă har. The law and the gospel are the tools by which Christ calls us from trust in ourselves to trust in God, in His mercy and grace. At the same time, the law and gospel call us from spiritual pride to spiritual humility. He calls us to trust in God's love and to say, like the Canaanite woman, yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Because the gospel of Christ tells us that God gives grace to the humble. Dragii mei, pilda care ne vorbește despre fariseu și despre vameșul venit la templu este poate cel mai realist tablou al bisericii creștine. Este imaginea fidelă a creștinismului din aproape toate timpurile. Un creștinism care, din păcate, în cea mai mare parte, s-a îndepărtat de la învățătura sănătoasă a Evangheliei și a alunecat în rătăcini omenești, care, eșuând în a înțelege distinția dintre lege și Evanghelie, au ajuns să facă din lege calea spre mântuire, exact rătăcirea în care trăia fariseul din pilda noastră. Dearly beloved, the parable that tells us about the Pharisee and the tax collector who came to the temple is perhaps the most realistic picture of the Christian church. It is the great picture of Christianity from almost all times. Christianity that, for the most part, departed from the teachings of the gospel and slipped into human errors that, failing to understand the distinction between law and gospel, came to make the law the way of salvation, an error in which it lived, an error in which the Pharisee of our parable lived. Acolo unde nu este înțeleasă distinția dintre lege și Evanghelie se naște mereu sentimentul de autodreptățire. De fapt, autodreptățirea se naște mereu din pretenția omului de a fi ca Dumnezeu. Omul se înalță mai presus de legea lui Dumnezeu și devine el însuși cel care judecă faptele. De aceea, autodreptățirea este un răspuns peren pe care omul îl dă ispitei diavolului, care spune în Geneza capitolul 3: Dumnezeu știe că în ziua în care vei mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Where the distinction between law and gospel is not understood, the feeling of self-righteousness is always born. In fact, self-righteousness is always born from man's claim to be like God. Man rises above the law of God and becomes himself the judge of his good and evil. Therefore, self-righteousness is a perennial response that man gives to the temptation of the devil, who says, "For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." Fariseul din pilda noastră nu trebuie să fi fost un om rău sau necredincios. Știu că mulți predicatori au ispita aceasta. Nimic, de fapt, nu ne lasă să înțelegem că el a fost rău sau necredincios. Din contră, prezența sa la templu lasă de înțeles că era un om spiritual.
Doar că era un om care a interpretat greșit rolul legii lui Dumnezeu. De aceea el are curajul să spună cuvintele: Doamne, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, căpăreți, nedrepți, adulte. El nu lasă legea care spune toți au păcătuit să-i descopere păcatele pentru a se pocăi de ele. Și el folosește legea pentru a se autodreptăți. De aceea prezența sa la templu nu este pentru a primi iertarea păcatelor, ci pentru a se lăuda cu faptele sale bune înaintea lui Dumnezeu. The Pharisee in our temple, in our parable, had not been a bad or faithless man. Nothing lets us understand this. On the contrary, his presence at the temple suggests that he was a spiritual man. It's just that he misinterpreted the role of God's law. That's why he has the courage to say, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. He did not let the law that says all have sinned discover his sins in order to repent, but he uses the law to justify himself. Therefore, his presence at the temple is not to receive the forgiveness of sins, but to boast of his good deeds before God. Spre diferență de fariseu, vameșul înțelege clar care este rolul legii. De aceea, vameșul stă retras în umilință și spune în Scriptura, nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer, își bătea pieptul zicând, Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul. Doar acolo unde mândria este zdrobită de lege, vine pocăința. Iar această pocăință este urmată de eliberarea care este adusă de Evanghelie prin har, prin credința în Hristos. Pentru că adevărata credință este o încredere în mila lui Dumnezeu care ne conduce la crucea lui Hristos, ci nu la un piedestal de pe care să ne etalăm faptele noastre bune înaintea lui Dumnezeu și înaintea lumii. Unlike the Pharisee, the tax collector clearly understands the role of the law. That's why, unlike the Pharisee, he sits withdrawn in humility and says, and it says, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God be merciful to me, a sinner. Only where pride is crushed by the law does repentance come. And this is followed by the liberation that is brought by the gospel, by grace, through faith in Christ, because true faith is a trust in God's mercy that leads us to the cross of Christ, but it is not a pedestal from which to display our good deeds before God. Domnul Iisus Hristos spune la final, oricine se înalță pe sine va fi umilit, iar cel care se umilește va fi înălțat. A te zmeri înseamnă a recunoaște faptul că ești un păcătos conform legii și că ai nevoie de harul lui Dumnezeu pentru mântuire. A te zmeri înseamnă a te goli complet de tine însuți și a lăsa pe Hristos să te umple cu dreptatea sa mântuitoare. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu face prin lege și prin Evanghelie. De aceea distinția între lege și Evanghelie este atât de fundamentală credinței creștine. Our Lord Jesus Christ says in our parable today, for everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. To humble yourself is to admit that according to the law you are a sinner and you need God's grace for salvation. To humble yourself is to empty yourself completely and to let Christ fill you with his saving righteousness. This is the work that God does through the law and the gospel. Therefore, the distinction between the law and the gospel is fundamental to the Christian faith. A te zmeri înseamnă admite că prin propriile forțe nu poți face nimic pentru mântuirea ta, deoarece în tine nu există puterea de a împlini legea, oricât de multe fapte bune faci. A te zmeri înseamnă a veni la biserică pentru a-ți mărturisi păcate și pentru a primi prin credință de la Hristos dreptatea sa care vine la noi prin predicarea Evangheliei și prin administrarea Sfintelor Sacramente. Toate acestea împreună înseamnă practic a spune asemenea vameșului, Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul. Înseamnă a te recunoaște păcătos și înseamnă a recunoaște că ai nevoie permanent de mila lui Dumnezeu în viața ta, pentru că nu există altă cale de mântuire pentru omul păcătos decât prin har, prin credință. To humble yourself means to admit that by yourself
You cannot do anything for your salvation because in you there is no ability to fulfill the law, no matter how many good deeds you are doing as a Christian. To humble yourself means to come to the church, to confess your sins, and to receive by faith from Christ his righteousness that comes to us through the preaching of the gospel and the administration of the sacraments. All this together means saying with the tax collector, God, be merciful to me, a sinner. It means admitting you are a sinner, and it means admitting that you are constantly in need of God's mercy in your life, because there is no other way of salvation for sinful man than by grace through faith. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepe să fie cu voi toți, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin.